A doua zi a ediției cu numărul 22 a continuat și seara trecută, când pe scena Casei de Cultură a sindicatelor au urcat 20 de concurenți. În total, 40 de concurenți din toată țara au venit să încânte juriul, dar și spectatorii cu vocile lor. Fiecare interpret a pregătit câte două piese din repertoriul marilor artiști ai muzicii populare românești cu care vor să impresioneze juriul. Nume sonore ale muzicii populare au urcat aseară pe scenă. Tocmai am urmărit pe scenă grupul Măriile Gorjului, un grup de 70 de fete minunate care cântă din repertoriul Mariei Lătărețu, un omagiu adus privighetoarei noastre. Telespectatorii și spectatorii din sală vor putea urmări ansamblul Maria Lătărețu la lucru în această seară cu cei mai buni elevi și instructorii noștri, și avem și invitați, vor fi alături de noi în spectacol prietenii noștri din Serbia, cum de altfel avem onoarea să fie alături de noi în această seară doamna Ileana Lăceanu, Constantin Dodo Lătărețu, doamna Mioara Velicu și părintele Cristian Pămohaci. De asemenea, pe scenă au urcat și grupul Măriile Gorjului din cadrul ansamblului care poartă numele artistei, care au susținut un recital. Festivalul își va închide porțile în această seară, când va avea loc gala laureaților.